Klaus Iohannis, atac la PSD cu Dragnea. De fapt, sunt voci în România care dau vina pe Europa și Bruxelles pentru aproape orice. Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la recepția dedicată Zilei Europei, cenara noastră sunt voci în România care dau vina pe Europa și Bruxelles pentru aproape orice, ignor beneficiile incontestabile ale aparteneniei României la această structură. Renindu-se într-un mod populist din seva euroscepticismului, unii politicieni pun sub semnul întrebării rolul irelevant a Uniunii Europene. Ei sunt cei care omit cu multul beneficiile uriae ale aparteneniei la acest proiect, sugerând ce ne-ar fi, poate, mai bine în afara marii familii europene. Auzim în ultima vreme în România voci care dau foarte ori vina pe Europa și pe Bruxelles pentru aproape orice. Este cel mai facil discurs din partea celor deranjați de standardele europene de democrație autentic. Ceea ce nu spun însă cetii politicieni este ce fere democrație, fere stat de drept, fere legii corecte nu există prosperitate și bun stare pentru majoritatea cetenilor. Ar exista doar privilegii pentru un grup restrâns aflat la putere. Răspunsul nostru trebuie să fie hotărât și să se bazeze pe avantajele incontestabile ale aparteneniei la Uniunea Europeană. Unul dintre bunurile cele mai depre ale Europei este democrația. Pluralismul politic, guvernarea corectă, în beneficiul tuturor, egalitatea în fața legii, asigurarea unei justiții independente sunt valori care au stat la baza dezvoltării statelor europene. Apărarea lor, acestor valori, a redevenit astăzi o prioritate. Viitorul rii noastre nu poate fi deturnat de la direcția pe care s-a înscris. Europa este pentru România marea familie alături de care împrietenește valori, aspirații un drum comun de dezvoltare. Democrația rezistă prin implicare civică activă permanent. Libertatea se păstrează având curajul de a lupta pentru valorile în care credem, dreptatea prevalează când vocile celor care denunță minciuna și incorectitudinea nu se lasă intimidate. Locul României este alături de țările europene în care democrația, libertatea și dreptatea triumf, a declarat Klaus Iohannis. La recepția de la Cotroceni particip fotie fi de stat, diplomai, președintele Camerei Deputailor, Liviu Dragnea, premierul Viorica Dencil, membrii guvernului și primarul general Gabriela Firea.